pe nori va reveni Domnul Iisus Hristos. Curând cu toții vom ajunge acasă, spre cerul sfânt ne-om înălța, curând cu toți voioși, căci am ajuns în noul sfânt locaș. Acolo totu-i pregătit de mâna Domnului, iar Domnul Iisus ne va lumina. Lumina Lui va străluci în vecii vecilor, acolo tot ce-i rău se va găta. Acolo totu-i pregătit de mâna Domnului, iar Domnul Iisus ne va lumina. Lumina Lui va străluci în vecii vecilor, acolo tot ce-i rău se va găta. Ta, cu toți cântăm voioși, cântări ce încă nu s-au auzit. Și frumos este nedescris ce nu s-au mai văzut, căci Domnul pentru noi le-a pregătit. Acolo totu-i pregătit de mâna Domnului, iar Domnul Iisus ne va lumina. Lumina Lui va străluci în vecii vecilor, acolo tot ce-i rău se va găta. Acolo totu-i pregătit de mâna Domnului, iar Domnul Iisus ne va lumina. Lumina Lui va străluci în vecii vecilor, acolo tot ce-i rău se va găta. Destul și-am suferit, dar Tu nu ne-ai lăsat. În toate ne-ai fost, Doamne, ajutor. Căci glasul Tău și mâna Ta atunci când Te-am strigat, o, Doamne, numai Tu ne-ai mângâiat. Acolo totu-i pregătit de mâna Domnului, iar Domnul Iisus ne va lumina. Lumina Lui va străluci în vecii vecilor, acolo tot ce-i rău se va găta. Acolo totu-i pregătit de mâna Domnului, iar Domnul Iisus ne va lumina. Lumina Lui va străluci în vecii vecilor, acolo tot ce-i rău se va găta. Ajută-ne, Doamne, mereu tot să ne pregătim, că timp a mai rămas numai puțin. De tot ce-i rău până putem noi să ne dezbrăcăm, pe calea Ta, Doamne, să înaintăm. Acolo totu-i pregătit de mâna Domnului, iar Domnul Iisus ne va lumina. Lumina Lui va străluci în vecii vecilor, acolo tot ce-i rău se va găta. Acolo totu-i pregătit de mâna Domnului, iar Domnul Iisus ne va lumina. Lumina Lui va străluci în vecii vecilor, acolo tot ce-i rău se va găta. A ei plăceri ar vrea să dăm înapoi, dar, Doamne, Tu nici când nu ne lăsa. Ajută-ne să biruim tot ce e rău acum, când vei veni să Te putem urma. Acolo totu-i pregătit de mâna Domnului, iar Domnul Iisus ne va lumina. Lumina Lui va străluci în vecii vecilor, acolo tot ce-i rău se va găta. Acolo totu-i pregătit de mâna Domnului, iar Domnul Iisus ne va lumina. Lumina Lui va străluci în vecii vecilor, acolo tot ce-i rău se va găta.